Salut, sunt în Spania, la Barcelona. De ce? Foarte simplu. Să testez mândria națională Seat Leon Cupra. Când spun mândrie națională, nu exagerez absolut deloc, pentru că acest Seat Leon Cupra este cel mai puternic automobil de serie produs vreodată de Seat. De parcă designul foarte reușit n-ar fi suficient ca să te convingă să-ți cumperi o astfel de mașină, noul Leon Cupra vine și foarte bine echipat, iar multe dintre tehnologii nu sunt de găsit și la rivalii săi direcți. Echiparea standard include faruri integrale cu LED, direcție variabilă, diferențial cu alunecare limitată, suspensie controlată electronic, volan îmbrăcat în piele, sistem multimedia cu ecran tactil de 5,8 inch, scaune sport și climatizare automată. Pe lista cu opționale mai rămân dotări precum trapă, cutie de viteze DSG și scaune tip scoică. De asemenea, poți alege puterea motorului de 2 litri TSI, 265 de cai cu jante de 18 inci sau 280 de cai cu jante de 19 inci. Și unde ai putea experimenta ce poate cel mai bine mașina decât pe circuit? Acum sunt pe Castelloni, lângă Barcelona. Direcția variabilă te ajută foarte bine să pui votul mașinii acolo unde îți dorești, iar diferențialul cu alunecare limitată format dintr-un ambreiaj multidisc ajută foarte mult la stabilitatea mașinii. Apăsând butonul Cupra Drive Profile de pe planșa de bord, poți modifica modul de lucru al suspensiilor, agresivitatea diferențialului, răspunsul motorului, reacțiile cutiei de viteze și chiar sunetul eșapamentului. În total există 4 moduri între care poți alege: normal, sport, Cupra și individual. Ultimul îți permite să-ți configurezi setările după propriul plac. Sistemul de control al stabilității, ESP, poate lucra în modurile normal, sport sau complet decuplat. Și cutia de viteze funcționează foarte bine, este vorba despre binecunoscutul DSG cu 6 trepte. E poate cea mai bună cutie de viteze automată cu dublu ambreiaj pe care o poți avea la această oră într-o mașină de volum. Noul Leon Cupra atinge suta în sub 6 secunde, iar versiunea de 280 de cai cu DSG accelerează și sună cam așa. Am schimbat mașina acum cu varianta cu transmisie manuală cu 6 trepte. Surprinzător de plăcut, această cutie de viteze are curse foarte scurte schimbătorul, însă aș merge pe varianta automată pentru că îți permite să exploatezi mult mai bine resursele motorului. E drept că această versiune manuală îți dă senzația că mașina e ceva mai rapidă și că deții mai mult control decât în variantă automată, însă chiar și așa parcă aș merge pe varianta cu DSG. Seat Leon Cupra va fi disponibil în România doar în varianta de caroserie cu 5 uși și doar în versiunea de putere de 280 de cai cu jante standard de 19 inci, adică cele din stânga. La un preț de pornire de 28.000 de euro cu TVA, Leon Cupra e o mașină bine echipată și foarte potentă, iar dacă ești fanul compactelor sport cu transmisie automată, e cam cea mai bună alegere, la sub 30.000 de euro cu tot cu TVA. Mm-hmm.